ajută! Ai auzit? Mireasa noastră e gătită! El te-a văzut așa, mireasă? Nici colie nu-i plătită! Să te pupe mirii! Într-o duminică la Sâmbăta de Sus, uite ce se întâmplă! Cum te simți acum, măritată? Minunat! Aplauze pentru mireasa noastră! Marea mea iubire! Și când s-am întâlnit privirea, a fost momentul și scripirea. Ioi, țuchi-țuchi-țuchi-țuchi-țuchi-la Merge! Să bată vântul și ploaia, tu pierzi tot ca-n Himalaya. O pădure misterioasă lângă Brașov, înțesată de capcane. Va mai ieși cineva de acolo? Va fi ultima înfruntare? Vom mai ține emisiunea aceasta, oare? Pentru tine, Mihai. Pentru tine. Să te spânzuri. O să te împiedici un pic mai tare. Bă, m-am săturat, bă, băiat. M-am săturat. Nu faci nimic. Absolut nimic. Nu muncești. Nu ești drăguță. M-am săturat de glumele tale proaste, de limba ta scoasă, de chelia ta. Gata. De data asta vreau să fiu liniștită. Iar liniștea mea depinde de dispariția ta. Nu mai vreau să te văd. Nu mai vreau să am de-a face cu tine. Eu sunt simpatic, sunt drăguț, sunt muncitor. Tu ce ești? O pierzătoare. Bă, atât. M-am săturat. Și uite așa, am rămas fără Mihai. Da, nu știu, a dispărut în pădure. Cred că l-a mâncat ursul. Da. Ce crezi tu, măi, Mihai? Că nu scap eu de tine? Gata, în sfârșit, vă scap de tine, vă scap de tine, bă. Se împiedică, se împiedică, a? Așa. Iar acum, Mihaiță Tigăiță, te aștept să treci pe aici, pe ulița. Să vedem, mai ajuns sau nu la nuntă? Sunt și isteață. În sfârșit îi va ajunge funia de gât lui Mihai? O să dea în grob Grațiela de frumoasă ce este? Va fi o altă dramă tăinuită de tăcerea pădurii? Așa ușor. Ce voiai tu să faci tu mie, mă, fata mea, mă? Bă, doamna Turban. Hă, hă, stai mă, bă, stai mă, stai mă, bă, stai mă. Stai mă, bă, stai mă. Grațielo, iau-mă încet. Bă, tată, iau încet. Rușinică, rușinică, bătăiță. Unde ești, mă, Grațielo, mă? Unde ești, mă? Unde te-ai ascuns, mă, fata mea, mă? Unde te-ai ascuns tu, mă, fata mea, mă? Unde te-ai ascuns tu, mă, fata mea, mă? Unde te-ai ascuns tu, mă, fata mea?
Codrui, frate cu românul și lapără de cel necurat și de cel rău, ba chiar ne dezvăluie două frumuseți, doi miri ca două stele. Mă numesc Octavian Paler, sunt din Lisa, de aici din sat, sunt inginer agronom, lucrez 150 de hectare de teren agricol, am utilaje și vechi și noi, animale, ne descurcăm. Soția, Florentina Paler, este de la Călăraș, este asistent medical generalist, a lucrat la o clinică la București, cumva așa am cunoscut-o, ea venea în team building-uri la noi aici în zonă. Eu, ca un hobby, pe lângă agricultură și toată treaba, fac evenimente cu ProTap și în cadrul unui eveniment cu ProTap, acolo am cunoscut-o. A venit, l-am văzut, inițial nu m-am gândit că o să ajungem atât de departe, nu mă gândeam că o să fie soțul meu, să avem copil, nu. S-a terminat tot, ne-am dus la culcare și atunci, în acea seară, am primit o cerere pe Instagram de la el. Și recunoaște că nu te băgam în seamă. Da, nu mă băgam în seamă, era arogantă. Până să-mi dau seama că e de la țară. Adică mă refer de la țară, fată simplă, nu... Nu altceva. Da, a crezut că sunt ofițoasă, ăsta e adevărul. Da. Măi Mihai, încerci să ne sugerezi care sunt preferințele tale muzicale? Cine-i mare barosan? Barosan de barosan. Eu sunt mare, eu sunt mare, eu sunt marele baștan. Am scăpat de Grațiela, sunt singur, s-a întâmplat exact ce mi-am dorit, ce mi-am propus.
Bă, și nu vin așa cu mâna în ladă. Vin cu o surpriză, zic eu, senzațională. Uite ce limuzină i-aduc eu mirelui meu. Păi cum să nu-i placă așa surpriză, să-l iau cu limuzina, să-l duc unde vrea el? Habar n-am, la naș, la mireasă, la unde vrea. Mă rog, dacă vrea să mai însori, dacă nu-l duc și la club, treaba lui, nu contează că eu pentru el am venit. Dar problema e că acum îmi dau seama cât de fraieri sunt. Păi ce, trebuia să-i mai facem noi surpriză, eu, echipa să strigă darul, canal de, pentru că nu are rost atâta timp cât eu sunt singur. Singur, bă, băiatule. Sunt fericită. Sunt foarte fericită. De ce? Am multe motive. 1. Că am scăpat. Colegul meu a vrut să-mi întindă o capcană, dar ce să faci, Mihai, ce să faci? Uite că n-ai putut să scapi de mine la nunta asta. 2. Știu sigur că Mihăiță Tigăiță a luat-o și el prin pădure. Și ce crezi? Sunt foarte multe pericole în pădure, Mihai. Poate să vină ursul să te prindă sau să te prinzi tu în vreo funie, ceva, să te împiedici cu gâtul în ea, cine știe. Și aș fi foarte fericită dacă nu ai ajunge la nunta asta. Și 3. Pentru că am venit să-mi cunosc mireasa, personajul principal. Am să vă zic doar atât. Are 28 de ani, este brunetă, este dulce, este frumoasă și haideți cu mine să o cunoaștem mai bine. Vă mulțumesc frumos. Sigur, iertați-mă, dar nu știam cum să ies, cum să... Ce faci, șeful? De la foarte bine sus, ca întotdeauna. Crezi că îl impresionăm pe Mire cu asemenea surpriză? Da, bineînțeles. Da? Da. Bravo, mă tare să stai aici, pac, pac, așa elegant, cum te știu. Mă duc să aduc Mirele și pac la mâne. Și atunci punem și covorul roșu, da? Punem și covorul roșu. Okay. Mamă, stai că să... Ce faci, șeful? Am faci de mâncare. Bravo, hai, fă ceva de mâncare, că mi-e foame. Te pupă, du la Mire. Simt că sunt pe drumul cel bun. Uitați. Uitați aici cum și-a făcut mireasa mea decorul. Este absolut superb. Niște lăcrămioare. Ce se aude? Ce se aude? Un bebe. Este chiar bebele ei. Bună, bună! Bună ziua! Bună! Dar ce fete frumoase și multe! Poate cine știe, facem un casting pentru domnul Mihăiță Tigăiță. Sau nu, nu, sunt prea frumoase pentru el. Opa! Am venit la casa de modă Saturn. Ce fac, mă? Ce faci, mă, Octaviane, mă? Câți băieți au grijă de tine, câți te-ar... Mulți și degeaba. N-am mai văzut așa. Mulți și degeaba. Alo, mă, nu-i pune mâna acolo, că să soară, păi ce faci? Îl pregătești peste tot, da? Păi da, așa trebuie, nu? Prietenul cel mai bun? Cea mai proastă cunoștință, da. Da, cel mai bun prieten. Ăsta, cel mai bun așa. E... Băieții, prietenii toți? Vecini, prieteni, da? Neamuri, bă, cunoștințe. Bă, ce cașcă frumoasă ai, bă, Octaviane. Acum vedem ce este. Pune și pune... Dar mai fă-i trei găuri, că... Am o întrebare. Tu ești celebru prin proțapul pe care îl faci. De ce nu mănânci tu ce faci? Nu mai rămâne nimic. Cum te simți azi? Mă simt bine deocamdată, așteptăm să înceapă distracția. Ai ceva emoții, că bărbații cam au. Le-am lăsat acasă, că am plecat în grabă și le-am lăsat acasă. Eu știu că suntem aici la Mire acasă, practic suntem pe teritoriul lui. Da. Și știu că are foarte multă lume de partea lui. Dar datorită ție și datorită frumuseții tale, poate cine știe, mai atragem. Eu zic așa, că în seara asta trebuie să ne folosim de toate farmecele pe care le avem noi, ca să atragem băieții de partea noastră. Ce ziceți? Stați că eu nu n-aud. N-ați mâncat? Mai tare. Avem toate farmecele. Deci, le facem? Le facem și dacă n-avem, le facem. Dar sunteți așa fără vlagă. Păi ce facem până diseară? Prindem curaj. Prindem curaj, ce să facem? Pe parcurs. Dar le antrenez eu. Dar tu ai curaj? Da. Ai curaj, da. Să faci pasul ăsta important? Da. Dar spune-mi și mie așa, cum te-ai cunoscut cu el? Într-un team building m-am cunoscut cu el. Așa. Am venit cu clinica la care lucram, la ei aici în zonă, la cabană, și acolo a organizat un proțap cu ceea ce se ocupă și el și așa ne-am cunoscut. El m-a văzut, el a făcut primul pas. Dar de ce ți-a plăcut ea și nu alta, că erau mai multe fete atunci? Pe restul nu le avantaja vârsta. Venise cu bunicile. Da, erau mai tomnatici. Erau niște doamne între două vârste, da. Bine intrate între a doua. Exact.
Am înțeles. Și în a doua pe reductor era, nu era chiar. Aia era, că mâncase roșii mult. Da. Ce le-ai făcut atunci? Mai ții minte? Nu mai știu. Ciorbă, supă, sarmale. Am înțeles. Cum a făcut el primul pas? M-a căutat pe rețelele de socializare. A, deci n-a venit la tine atunci. M-a căutat. Vai, în... Da, ce băiat curajos. Ce băiat curajos. Cum adică să te aibă lângă el și să nu vină la tine? A zis că îi se părea că sunt fițoasă. Și era teamă de mine. Da. Și cu timpul, după... Am vorbit două luni jumate, doar în scris, nu ne-am văzut. Așa. Și după am făcut pasul să ne vedem. El a venit la ei mei. El a făcut primul pas. Deci a venit la tine la Călăraș. La Călăraș, da. Deci, practic, m-am dus cu japca. Eu credeam că ai fost cu mașina, da? Nu, mă rog. Cu japca m-am dus. Așa? Dar am ajuns, am venit. Nu, ce să le zic acolo la oameni. M-au văzut, s-o trezit cu mijlocul. Familia, pe toată lumea. Bine, pe centură am vrut să mă întorc înapoi, că m-au apucat frezoanele, m-au apucat toate și nu mai. Bine că nu te-a apucat și altcineva cu centură să zică cine știe ce. Să nu mai mă duc. Să nu te mai duci deloc, să dă loc. Da. Și ce s-a întâmplat acolo? Ai ajuns și? Am ajuns și... M-am băgat direct în seamă cu taică-s-o, că și el făcând agricultură, mi-era rușine să mă bag cu restul în seamă. Povesteam cu el. Că ați avut subiecte în comun. Exact. Și ai tăi ce au zis când l-au văzut? N-au zis, na, ca orice părinte, ai grijă. Ai grijă. Tu decizi, tu știi ce e mai bine, să nu te grăbești, vezi ce e, cum e. Și graba ta cât a durat? A, nu mult. Tocmai ce ți-a zis, mămica, nu te grăbi. Și tu ce ai făcut? Da, am simțit că el e. M-a vrăjit. Cu ce? Cu vorba ce? De ardelean. Am plecat de la mine a doua zi. Am plecat... Da, în noaptea aia mă interesează. Unde a dormit Octavian în noaptea aceea? Să zic separat? Nu, cu mine a dormit. Nu trebuie să mințim. Trebuie să spunem adevărul. Ai avut curaj? Da. L-ai văzut blând, slăbuț, da, așa? Da. Ce poate să-mi facă băiatul ăsta? Poate e fric și lui, de la munte. Și ce ai făcut tu pentru el ca să nu-i mai fie frig? I-am făcut focul la sobă, la 4 dimineața. Stai acolo, eu-ți fac focul. Păi da. Și el a apreciat treaba asta? Da, a zis că așa l-am cucerit. A zis că la cât mă credea de fițoasă, nu se aștepta să știu să fac focul. Deci eu dormeam, vine iubitul, nu-mi pornește drujba la 4 dimineața. Vă dați seama, la prima vedere. Stai puțin. Deci te-a trezit din somn că nu-i pornește drujba la 4 dimineața? Da. Dar nu-i treseze șocul. Că la drujba trebuie să-i tragi șocul. Pentru tine a fost un șoc. Da. Cum și... să trezească să zic, știe cu drujba cu astea? Aia m-a indus pe mine în eroare. Dacă n-am văzut-o cu drujbe, bine că nu a venit cu toporul în cameră. Ai și tu dreptate, bine că ai trezit. Am zis, domne, până o pornește, tot mai fug. Dar cu toporul ce să mai, dacă venea, da. Păi și nu te-ai impresionat? Păi, atunci așa am luat-o acasă a doua zi. Deci n-am mai stat să deci vedeți că stau 2-3 săptămâni pe acolo. Totul e de la drujbă, da. Și după a zis, hai să mergem la ei mei. Și tu n-ai avut emoții? Am avut, da, am zis, hai, mergem. Cu trebuie. Cu mama soacră, cum te înțelegi? Bine. Foarte bine. Dar ce faci, că majoritatea fetelor, știi, există acolo un conflict între soacră și noră. Adică pentru mine e ca și mama mea. Așa m-a primit cu căldură de prima dată și deschisă și orice pot să vorbesc cu ea, n-am ce să zic. Și tata socru? Tata socru și mai bine. Dar spune-mi și mie, acum vorbim serios, ce-ți place cel mai mult la ea? Nu, hai să o luăm. E o fată simplă. Calități. E o fată simplă, frumoasă. E o fată simplă, frumoasă și harnică. Și harnică, defecte, da. Are defecte? Are și defecte, dar are foarte multe și acum asta foarte n-are mult. N-are rost să le zici dacă-s mult. Are, deci, că după aia mi-e frică că nu mai prindem nuntă. Două jumătăți de oră stau să vă zic. Geloasă? Deci de aia pot să vă povestesc un sfert de oră cu gelozia. Zi-mi așa un pic. Foarte geloasă. Sunt foarte geloasă. Ești? Da. Și cum te tratezi? Mă tratează el așa. Păi cum? Uite, spune-le și fetelor de acasă, pentru că sunt sigură că sunt foarte multe fete care suferă de treaba asta, de gelozie. Spune-le cum treci tu peste momentele astea. Deci, fetelor, în caz că faceți crize de gelozie, soțul trebuie să vă calmeze, adică cum mă calmează pe mine. Țipă de două ori la mine și eu mă liniștesc instant. Asta e tratamentul. Dacă îmi pleci la evenimente, e geloasă? Este și mă sună, dar ați văzut butonul la roșu la telefon? Da, reject. Da,
când apăsați pe ăla și se închide. Deci când s-au închis telefonul, legat. La copoteam, dorupeam cu mirele ăsta. Mă, bă, ce rău îmi pare. Cum ai cerut-o de soție? Eu am vrut să o cer pe la Paris, prin tot felul, adică să impresionez un pic. Știți, frumos, cum m-a impresionat și ea cu drujba și cu ăstea, zic, stai, da, fac și eu un moment. Drujba, eu Paris, ai și dreptate, că e cam același lucru. Nu, până la urmă am să-mi făgăraș să o cer, că... Ce are, bă, făgărașul? Ce, Parisul ăla e mai mișto decât făgărașul? Am mai zici că... Nu, și fiind pandemie și așa, a trebuit să o cer acasă. Mai ții minte? Momentul ăla, ce ai zis? Tot cu japca. Cum, mă, tot cu japca? Tot cu japca, că dacă o luam așa pe ne, să o duc undeva, după azi se prindea. Ce ai spus? Unde s-a întâmplat? Aveam tinelul în buzunar. Unde era? În casă, ne uitam la televizor. Ăsta este inelul tău. Hai, mă, lasă-mă, pace, că le-ai luat de prin casă. Păi tu, ăsta e inelul tău, dacă spun că e inelul tău. Și pe la urmă și-a dat seama că e pe bune? Până ne-am arătat bonul, că de fapt chiar l-am cumpărat atunci. Mi-a arătat bonul? Da, deci era proaspăt cumpărat. N-am să fac, că nu se credea. Poate. Ce deci ești mai tare ca mine. Ce să-i fac dacă nu mă credea? Și a zis da? Și a zis da. Bine, s-a uitat, bine, că costă. Când a văzut că costă, da! Da, 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 da. Sau cum? Când a văzut 225 de grame, de grame. Ah, păi de grame, mă speria să-i... Nu, nu, că i-am luat unul de ăla să fie pe două degete. Aia, să fie. Da. Bine, ea fiind și ea slăbuță, îi venea, îi cădea de pe mână? Nu, că fiind... Știai, deci, era, măsura? Cred că era un pic gravid atunci și avea ca cremuște, așa. Bravo. Chiar cu un cremuște am luat măsura la inimă. Pe cum crem te-am luat măsură? Vorbesc serios? Pe cum ce să iau? De unde știi cremuștele ăla e ca degetul ei? La măsura, că noi mâncând dimineața micul dejun împreună, mai stătea așa și eu tăiam și am uitat, bă, ăla e. Nu se poate, ai dus cu cremuștul la magazinul de ele? Direct, m-am dus la bă, l-am probat ăla era. Păi nu e ideea, să nu știi tu... Noi acum pentru, suntem la o nuntă, adică lumea se uită, mai face nunți, să știe și ei cum să organizeze mai... Să nu-și ia neveste cu crembuși polonezi, că ia-ți mai... Aia e, da, e nasol, că, da, doamne cât ferește, mai după aia e inelul mai mare. Exact. Spune-mi altceva. Bun, ai cerut-o în asta, a zis, da, pac, pac. Dar ce faci cu câte și însori? Ce crezi că se întâmplă de mâine încolo? Ce se schimbă în viața voastră? Păi de mâine mai avem de pus niște porumb și dimineață pe la 9, pe la 10 ne ce mâncăm. Cum mâine, cum ar veni... Mâine după nuntă. După nuntă, da. Puneți porumb. Păi da, că ea a zis să nu-l lăsăm. Hai, soțule, să nu-l lăsăm. Tot ea trage. Ce-mi place că sunt foarte romani. Da. Acum, ești în perioada în care stai cu fetița acasă, dar după ce o să treacă perioada asta, ce vrei să faci? Pentru că știu că ai lăsat totul la Călăraș, ți-ai urmat soțul, ți-a fost greu? Greu, foarte greu la început, pentru că nu aveam pe nimeni cunoscut și, bine, îl aveam pe el, dar am simțit lipsa și familie, și prieteni, colegi de la muncă și mi-a fost greu. Și după, zic să-mi continui meseria pe care am practicat-o de asistent medical, dacă nu mai apare vreun bebe între timp. Și că tot veni vorba de copii, trebuie neapărat, neapărat trebuie să o cunoașteți pe Ilinca. Este minunea lor, are un an și un pic, are și un mesaj pe spate. Hai, vino mai aproape să vezi. Fetița mirilor Ilinca. Da, mami. Bună, Ilinca! Ilinca? Ilinca, ia uite, mami. E fată hotărâtă, e nervoasă. Uite ce avem aici. Uite ce am, microfon. O muzică de pantofi, dacă avem șeful, bagă ceva de pantofi. Mergem să-i luăm pe naș? Mergem să-i luăm pe naș. Da? Prima dată să mă uit în oglindă dacă mi-au pus toate accesoriile pe mine. Ești bine, mă. Că eu n-am încredere în ei. Naș și după mireasă. Mireasă, da. De unde luăm pe mireasă? De la unde stăm noi acum de acasă. Am înțeles. Bravo. Practic de la fermă. De la fermă. Și după aia mergem la nuntă? Mergem la nuntă. Păi da, am înțeles că e o nuntă de zi. Că de obicei știi că nu prea sunt nunți de zi. Eu n-am auzit de nunți de seară. Aici e numai de zi? Aici e doar de zi. Mă bucur foarte tare că l-avem pe Mihai Mitoșeru alături de noi, mai ales alături de mine. Și cu siguranță o să-l ajutăm să câștige echipa Mirelui cu el în frunte, clar. Fii atent! Din partea noastră, adică a mea și a echipei mele, se strigă Daru și Canal D, ți-am făcut o surpriză. Uite-te un pic acolo, ce vezi tu acolo în față? Păi nici nu văd toată cât de lungă limuzina. Este... O noutate aici în zonă, n-am mai văzut la anunți. Îți place? Frumoasă. De cât are motorul?
stai mă că nu ți-o dau de tot, stai că ți-o dau doar să te plimbi. Stai așa, păi să luăm și pe băieții ăștia, că în limuzină avem locuri multe. Îi luăm, dar trebuie să-i măsurăm un pic să încapă, să fie. Auzi? Tu vino în spatele limuzinei pe jos. Eu alerg după ea și poate mai slăbesc până ajung în limuzină. Urlăm și pe el și pe, și pe asta. Hai până la limuzină, ți-am pus și covorul roșu, fii atent. Fii atent. Uite cum te așteaptă prietenul nostru să desui mirele. Bună ziua, numele meu este Richard și eu voi fi șoferul dumneavoastră. Ce șofer ți-am adus? Serios? A, uite. Serios, nu. Bravo. Da. Să facem loc, să bravo. Mirele primul, bagă-te, stai unde vrei tu. Bravo, hai băieții, bravo, haide. Hai și tu. Bravo. Ăștia suntem toți, avem loc, da, e ok? Da, e ok. Tu căsătorit sau ce ești? Urmează. Da. Doamne ajută. Ăsta, Doamne, da, de ce te iei după el sau de ce te căsătorești? Păi, da. Da, noi aveam o vorbă, când ne întreba lumea când o să ne căsătorim, ziceam dacă ne ajută Dumnezeu nici la anul. A, și a fost. Și până la urmă s-a întâmplat acum ce. Și anul. Ce spui? Pe ei nu i-a prea ajutat, se pare că știi. Tu ești căsătorit? Nu. Adică zâmbește, ești, bravo, ești plin de viață și mor de foame. Încă da. Că n-au făcut proțapul. Hai băieți! 4 zile, vreau să le plec. Sus! Hai sănătate! Să rămână, Doamne, sănătate, fericire! Sănsoară, Octavian, să rămână, Doamne ajută! Bravo! Nu știu ce l-a apucat, dar sănsoară! Haide, băi! Octavian a trăit la marginea pădurii, vecin cu urșii și, fără emoții, le-ar zice vreo două dacă i-ar ocupa locul de parcare. Însă, când se apropie de o gingașă făptură... Octavian, mai avem un pic și-ți vezi mireasa. Cum e? Ai emoții? Sunt curios. N-am văzut un mireasă până acum. Să știi că văd lume multă, cred că am ajuns. Cred că am ajuns, da. Mamă, dar câtă lume e. Ești pregătit? Pregătit. Sigur. Între atâta lume, nu știu ce să zic. Mamă, bă, să nu te emoționezi, eu te susțin, eu sunt aici lângă tine. Exact. Mamă. Hai să vedem, ha? E sigur că vrei să coborăm? Coborâm, ce e ultima oară când poți să te răzgândești. Eu acum îți... Păi da, uite, s-au pus oameni în față, deja nu mai putem pleca. Ai auzit? Am auzit. A venit ginerele, soțul. Titularul de contragemă acum, nu mai poți să o dai înapoi, gata, te-a luat cu acte în regulă. Da. Vrei să fugi? Mai am timp? Da, da, depinde unde. În, da, brațele, în brațele lui, da. Sănătate, fericire! Uite, bă, Octavian, bă, bravo! Bravo, ce frumos e aici! Octavian, dar unde e mireasa? Colega mea nu mai e, mireasa nu e, eu zic să plecăm. Plecăm amândoi și gata. Plecăm și în lume și în... Da. Da. Sigur. Bună ziua, avem și noi nevoie de mireasă, dacă se poate să... Să se însoare el. El te-a văzut așa, mireasă? Știe... A văzut rochia ceva, dar nu așa cu totul. Dar ce se aude? Ce... Strigături. La șuvete ce ai venit? Ai venit la târguit ca să cumperi mireasa ca să fie fină ta. Prima dată se laudă, se laudă nănașii, se zice că sunt bogat sau sărat, sau, dar de sărat nu prea strigăm. Chiar dacă sunt bogat și zgârciți. Bogat și zgârciți. Se laudă mireasa, se laudă mirele, se laudă părinții. Dașul nostru a răzlot și vă cumpără pe tot! Ui, 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 ui. Și plătește mireasa! Te dăm așa ușor? Nu... Nu, nu, nu te dăm. Nu ne lăsăm ușor. Costi, vii cu mine să vedem cum se întâmplă treaba aici, la Făgăraș. Mireasa noastră e gătită, nici cu alie nu-i plătită, nici cu umbre, nici cu nouă, nici cu nouă, se și cu... nu cred, pe cine am auzit? N-a rămas și el înfipt în funii aia? Cum? Ăsta are 9 vieți, e ca pisica. 9 vieți? Trebuie să dăm ceva sau cum se face? Da, ce să plătească? Ce cereți? Stați așa! Are de bătă și nașul! Stați așa! Dumnezeu, e vie! Stați așa că avem cine să negocieze pentru noi și pentru mireasă. Stai un pic, Mihai, te rog eu frumos, vă rog, ajutați-mă, țineți-mi.
Mihai, stai un pic. Ești, că ce faci, mă? Stai un pic, Mihai. Alo, nu faci striptease. Te rog, ai încredere în mine, Mihai. Tu ești întreg? Ești tu întreg. Tu nu vrei, ești întreagă? Ești întreg, mă. Ce faci, mă? Deci, e viu. Stai, mă, nu mai da, nu mai da. Doamne, spuneți-mi ce vă dăm, că noi suntem pregătiți cu mirele, dar nu vede mireasa. Are dreptate și nașa. Da, păi să vadă pe ce dă banii. Mireasa. Bagă lunule mâna buzunar și mai scoate niște bani. Obiceiul la noi, la nuntă, e ca nănașul, când vine cu nunta, să plătească mireasa. Bagă mâna până cu o scoate, e uroi toți. Poți să faci și tu o strigare să o chem? Ia să vedem. Florina! Mai tare! Da, deja o văd, nu trebuie să o mai strig. Strig-o, mă, tare, că strig-o, nu vine la tare. Da, am văzut-o deja. Ne-a invitat deja. Cred că ne-a invitat. Hai, să-i bine, primire. Hai, bravo, dragă mea. Bravo, aplauze pentru mirii noștri, bravo! Tot ce nu e campier și n-ai bani în portofel. Uite, acum ai văzut-o, da? Da. O vezi. O văd. Prima impresie, la cald, ia zi. Foarte frumoasă. O declarație de dragoste. Tot timpul îi fac oricum declarații și obișnuită. Pot să-i spun așa numai că o iubesc și pe ea și pe fată. Avem aici două mame, soacra mare și soacra mică. Mai întâi soacra mică. Cum e să vă vedeți fata în ziua minunat, cea mai fericită din viață? Minunat. E ceva frumos. Ați visat să o vedeți așa? Normal. Ca orice mamă, nu? Ca orice mamă. Ce sfat îi dați să aibă o căsnicie frumoasă și de durată? Sper să înțeleagă, să facă o familie frumoasă. Dar cum a fost așa când a plecat de acasă? Foarte greu. Foarte greu. Deci foarte greu a fost, mai ales că e distanța care este de la Călăraș la Făgăraș. Dar m-am bucurat că a venit într-o zonă de munte unde mie îmi place foarte mult muntele. Nu pot așa să mă dezlipesc de dumneavoastră fără să nu vă cer zestre pentru fata dumneavoastră. Ce îi punem noi în lădița de zestre? În primul rând sănătate. Care asta e cea mai importantă. Așa este. Dar știți, ca să avem sănătate trebuie să o întreținem. Și ca să o întreținem trebuie să punem ceva în lădița aia. Știți, înțelegeți? Nu știu ce să spun. O să-i dăm vreo 10 berbecuți. Ca berbecuți. Să și-i facă la proțap, nu? Am înțeles, da. O casă, bun. O moștenire. Nu știu ce aș putea să-i mai dau. Și niște euro acolo. Niște mii de euro. 10.000 de euro. Da. Ai notat, Costi? Costi, ai notat? Așa. De mână, mă. Toată lumea este frumos. Fii, bă, și tu odată, drăguță. Cum să merg cu Mickey Mouse-ul după mine? Cu cine, mă? Cu Mickey Mouse. Bă, Donald. Să mă țin de braț cu Mickey Mouse? Serios? Dar, nu, pădurea cred că te-a schimbat un pic. Se mi-e foarte bine cu o actriță din America. Care n-a avut succes, nu? Lasă că-ți cunoști și gluma asta, ce crezi? Sunt sătulă până peste cap de glumele lui. Îl cunosc atât de bine. Ce să zic? E mai interesantă mireasa mea. Un pas mic pentru om, un pas mare pentru viitorul mirilor. Grațiela ia satele la rând până își va umple lădoiul. Am fugit de la nuntă și am ajuns la Pojorta. Am venit la doamna Mia și sper să mă ajute să strâng multe zestre, dar ce se aude aici? Ce se întâmplă aici? Ce faceți? Repetiții. Ne pregătim pentru nuntă, pentru o mireasă frumoasă. Eu am copilărit aici, mi-am dat seama și am trăit și știu ce înseamnă tradiție, știu ce înseamnă obicei, știu ce înseamnă rânduială și am vrut într-un fel să transmit rânduiala asta și copiilor din satul Lisa. Și nu numai, sunt din comună, de fapt, din cele trei sate, Lisa, Breaza și Pojorta, copiii la ansamblu.
Unde o fi Petru? Petru e prietenul Mirelui și care aici tot felul de chestii în curte și să-mi dea niște chestii să le bagă în lada de zestre. Bună ziua, bună ziua! Ce faceți? Ce să facem? Repetiție! Vă încărcați cu energie de la copii? Cu energie copii, de la copii, da. De cât timp faceți lucrul acesta? Aoleu! De vreo 60 de ani. Mulți înainte! M-a învățat și pe mine câțiva pași. Unde mergem, tăticu? Ce-ai pe aici? Câini, pisici, cai? Am câini, pisici. Nu mai am, n-am cai, nu am cai. N-ai cai, dar... Uite aici am puișuri. Hai că ți-i plimb eu. Hai, lasă. Sau ce trebuie să le fac? Să-i cu cloșca. Tu te am acolo tractor. Hai, hai să trecem în spatele lui. Hai să trecem în spatele lui. Ține-te mândră de mine. Așa mă mânti și eu de tine. Hai că prind. Chiar bine. Dar nu obosiți, nu? Stați așa. Dați un pic microfonul. Eu am obosit dumneavoastră? Păi nu. N-ați obosit? Nu. Eu credeam că sunt antrenată, dar se pare că nu sunt antrenată. Deci fii atent aici la mine. Dacă provocarea asta o treci, gata, am făcut afacere. Îți dau zestre. Da, păi zi, unde trebuie să merg? Uite aici. Stai mă, ia-mă încet. Hai, remorca asta trebuie să o încărcăm. Și unde duci în ce am călcat eu? Îl depozităm în platformă. În platformă? Da. Așa, și ce faceți cu el după aia? După ce se maturează, da. Îl dăm pe loc. Pe loc? Da. Îl dăm unde? Îl dăm ca să crească cucuruzul mare. Cucuruzul, bă! Cucuruzul, bă, trebuie să fie mare, bravo! Sănătate, să trăiți! Auzi, școala, școala ți-a plăcut? Școala? Uite un stilou. Acum uitându-mă la tine chiar am început să uite un stilou. Placă școala. Ce bine că ai venit. Da. Că de bine mă scutești pe mine. Nicolae, se face locul, domnule. Nicolae, dă-te mai încolo. Dă-te mai încolo. Așa. Băi, ce bine să ai omul în loc. Și pun aici? Sus. Mamă, cum miroase. Sus. Băi, n-ai mâncat astăzi. Păi ce să mănânc? Opalinca ai băut? Eu nu mănânc, eu nu beau. Opalinca ai băut? Păi da, mi-ai dat ceva? Păi da, după muncă? Îi place munca, e tot să venteze. În schimb, îi place să vorbească cât de mult. Dă, bă, Petrica, să bagă în ladă. E pentru vorba aia prietenul tău din copilărie. Hai să-ți dau un mic. De tine. Hai să-ți dau un mic. Nu te-a luat cu ATV-ul ăsta... Ce să dai? O remorcă de asta, să-ți bagi în ladă. Păi nu-i rău. Cam cât valorează o remorcă de asta? 10.000 de euro? Habar n-am. Cam 15. 15.000 de euro? Păi da. Zi-mă așa, altceva, bravo. Bă, bravo. Mai dă ceva. O remorcă de lemn, hai să-ți dau. Ce înseamnă asta? E cam money. 5.000. Hai, dă și niște bănuți acolo. Hai că-ți dau 2.000. 2.000 de lei? De euro. Sănătate, fericire, da. Gata. Te pup. Îmi trebuie foarte multă zestre. Având în vedere că el e agricultor și mireasa trebuie să facă ce face soțul, că asta e viața așa în Ardeal. Uitați, vedeți tractorul ăla de acolo? Așa. Tractorul ăla cu semănătoarea îl dăm dar de nuntă. Wow, și asta înseamnă cât? Vreo 45.000 de euro. Ai auzit? 45.000 de euro. Așa. Bun, așa. Îmi place începutul, puteți să continuați. Pentru că avem și noi niște terenuri pe acolo, pe lângă dânsul, îi dăm și 2 hectare de pământ acolo la Pojorta, îl dăm zestre. Bun. Noi ne-am pregătit, am zis că venim la nuntă. Acum, dacă ați venit noastră, fără noastră și darul de nuntă, vă aducem și plicul și trebuie să facem și un program. Dar ca să facem program, nu scăpați așa cu una, cu două, intrați în programul nostru. Altfel nu. Dorita? Da. A venit plicul. Doamnelor, domnilor, de când e emisiunea se strigă darul. Treaba asta nu s-a întâmplat. Dar eu sunt foarte mândră. Să vă zicem cât e acolo? Păi nu trebuie să spuneți, că îi arăt așa un pic la cameră. Să-i vadă și Mihai. Mihai, uite-te cum arată un dar adevărat, Mihai. Uite, vezi?
Eu strâng zestre pentru mine, îl știi pe Octavian? Îl știu pe Octavian. Și tu îl știi. Trească proțapul lui. Pentru Octavian nu-i vine. De ziua soției. Știi ceva? Da. Cât valorează asta? Nu știu asta acolo. Da, nu ii sufletește acolo. O ie, stai un pic. Asta pentru o ie am luat-o, gata, tu ce dai? A, bravo. Bă, în sfârșit un bărbat eu adevărat, un bărbat. Dă-te un pic mai așa că stai în soare. Bravo. Te pup. Pentru Octavian, bravo, 100 de lei, singur om serios de la masă. Pentru tânăra Miresucă, un tricou foarte frumos de la... Poți să-l văd? Da. Ajută-mă un pic. De la oricum cineva faci nimic. Personalizat din zonă. Da. Vai, ce frumos. Mamă de poveste. Pentru Flori. Pentru că sunteți doamnă. Da. Și țin cu doamnele. Mama mea, care e prietenă cu foarte mare cu părinții Miresi, mi-a zis așa să vă transmit că pentru dumneavoastră, tot în ladă, nu în cap în ladă, efectiv, dar avem așa 3 porci. Da. Avem 15 găini, ca să le dăm de lucru, că sunt agricultori și le place. Și... Pentru că eu încă îmi țin respirația. Da, și pentru că face costume populare și coase și coase super, pentru mirii noștri un costum popular... băiatul Mirelui și Miresi, la amândoi de data aceasta, pentru că sunt împreună, nu putem da numai Miresi, dăm și la Mirai, să fim buni. Da, suntem buni, dar deocamdată până îl primește Mirele, este în lada de zestre a Miresei. Așa, vi-l dăm în ce lada. Să zic, am emoții, sunt fericită, sunt copleșită. Casa mea vrea un sou în par cu tine, Foto, că m-ați făcut cu o elevă, în plus. Mai ridic, puțin. Una, două. Și picioarele, una, unul, spate. Ce-a făcut domnul Potoc? Așa. Bravo. Eu ritmulam, dar nu știu pași. Așa. Culăzile pline ochi, precum comorile piraților, s-a făcut vremea pentru dragoste, petrecere, distracție și doi miri frumoși. Vino acum la braț cu iubire într-un dans, pe nor să pășești rochie albă ca mii de povești. Dă mâna ta, mi cheamă iubirea într-un dans, la vieții drum, cu pași temători și speranțe de-acum. O viață și o zi, atât te voi iubi, cerul a vrut, așa, mireasa mea. Aplauze pentru mirii noștri! Simt dragostea inima mea și a ta. Eu cântec divin, eu sunt lângă tine, de mână te țin. Mireasa mea, voi fi lângă tine și atunci, când timpul s-a scurs, multe anotimpuri în urmă au apus. O viață și o zi, atât te voi iubi, cerul a vrut, așa, mireasa mea. Trec ani pas cu pas, viața e doar iar eu când voi trăi, te voi iubi. Hey! Bravo! Aplauze pentru mirii noștri! N-am crezut!
văzut că fratele meu are aceste talente de dansator. Chiar am fost impresionată pentru că nu am mai văzut până acum coreografia lor. M-au impresionat și pe mine și m-au emoționat. Valsul Mirilor a fost fantastic, mai ales știind că Octavian nu prea dansează. Deci excelent din punctul meu de vedere. Într-o duminică la Sâmbăta de Sus, uite ce se întâmplă, nuntă de zi. Sau uite cum se strează lumea de la prânz. To the one, to the one. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one above you? Yeah, yeah, yeah. Fill my heart with fill gladness, my heart. Take away all my sadness. It's my trouble. There's a love that's divine, and it's yours and it's mine. După cum vedeți, iubirea se simte. Sunt atât de frumoși mirii noștri în această seară. Le urez din tot sufletul meu să nu uite cum se privesc în aceste momente. Dragii mei, multă fericire, bucurie, iubire. Ea cine e? Figurație? Face parte din figurație? Nu specială, figurație simplă. Că nu e cu vorbe, știi? E Mickey Mouse! E Mickey Mouse! L-au invitat pentru fetița Ilinca, am înțeles. S-o facă să râdă, da? Fetița tot timpul plânge și nu înțeleg de ce. Poate că nu e simpatic? What to do? Aplauze pentru Mir, pentru nași, pentru socri. În continuare vă invităm și pe dumneavoastră la dans. Bineînțeles, bravo! Dacă ați terminat aperitivul, nu? Hai, sol major acolo, da? Hai să dansăm, să ne simțim bine. Tu nu vei. La 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 la. Și echipa Canal de la 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 la. Cum te simți acum, măritată? Minunat! Au trecut emoțiile și oboseala a trecut. S-a schimbat ceva? Nu, ne iubim la fel de mult. Poate chiar mai mult acum te are și pe semnătură. Da. E așa cum ai invitat tu să fie nunta? Da. Da. Acum cu voi aici, da. Ce frumos! În seara asta câștigăm? Da, așa că vă invităm la dans, prieteni. Transmite-i un mesaj lui Mickey Mouse. Cine e Mickey Mouse? Uită-te în dreapta și o să-l vezi. Uite, face exact ca Mickey Mouse. Uită-te pe Mickey Mouse. Ia. Dar Mickey Mouse, zi să te anunț că noi câștigăm în seara asta. Competiția o va câștiga Grațiela, pentru că îi va purta flori noroc. Care este secretul căsniciei voastre? Pasiunea! Ne iubim la fel de mult ca și la început, poate chiar mai mult. Un sfat mirilor? Vreau să iubească foarte mult și să încerce să fie tolerant și să aibă timp pentru plăcerile minunate ale vieții. Să fie fericit și să fie la fel ca noi. În seara asta ne distrăm? Ne distrăm! Ți-am dat un inel, ți-am dat un inel, mare cât inima mea, 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 mare cât inima lui Ginerica, bineînțeles. Aplauze pentru mirii noștri. Ne urez mirilor case de piatră și cât mai mulți copii. Să dea Dumnezeu să fie toate bune și frumoase și să venim la următorul botez. Cea mai fericită miresică și mămică, bineînțeles. Te-ai pus bine
cu Mirele ca să-ți o dea pe soră? Nu cu Mirele, am avut de tratat cu patronul mare, cu șeful, cu tata. Acolo e buba, nu fratele. Lasă asta! Care a prăjit primul? El sau tu? Eu cred că am venit așa reciproc, nu știu. Dar m-am simțit cucerită. M-am simțit curtată. Dă-mi exemplu de un defect. Bun. General valabil la bărbați, cred că e încăpățânarea, cred. Vai, știi ce a zis despre tine? Ce a zis? Că ești încăpățânat, că ești gelos, că n-ai, n-ai parte, că, te-a, da, că te-a luat de milă, că i-ai făcut curte și ai zis, hai mă, că mi-e milă de el. Să nu mai stea pe lângă mine, hai să-i dau o șansă. Vezi ceva tot găsit, vezi? Vezi ceva tot miloasă și pe am găsit. Da, mila, mila. Și milă și de tot. Dar ia zi, Mia, cu ce te-a plăjit pe tine? Cu ce m-a plăjit? Da. Păi dacă te uiți puțin la ea, deja îți dai seama. Zâmbet, înfățișare. Acum aflu și eu să știi. În premieră, doamnelor și domnilor! O declarație de dragoste și de sinceritate. Continuă. Dar, pur și simplu, a fost dragoste la prima vedere. Mamă, e zi, fii atent aici. Bună ziua, bună ziua. Bună ziua. Ce faceți? Bine. Cum e, domne, cu nunta asta de zic? Eu tot n-am înțeles, ies afară, e soare, încă e soare afară, e... Vă simțiți bine așa ziua să petreceți? I don't know. Where are you from? Holland. Holland? Oh. Dar vorbiți un pic românește, vă simt? Vorbiți un pic românește? Un pic. Un pic. Bună ziua, român? Bună ziua, da, da, da. Sunteți cu dânsul? Nu, sunt cu soția. A, cu soția, iertați-mă să nu stau cu spatele, stați că mă bag așa. Ce faceți? Cum vă simțiți? Excelent. Am venit la nunta prietenilor noștri. Da? Suntem vecini. Vecinii? Vecini și buni prieteni. Pe el îl știți mai de mult cum ar veni. Da, da, da. Cum era, domnule, când era mic? Toată lumea zice, doamne, băia bun, nu făcea prostii, chiar așa? Foarte cu minte. Da? I-a plăcut cartea. Stați așa să vin, că doamna zice mai multe, că știu. Foarte harnic. Ce ziceți de mireasă, de flori? Frumoasă. Frumoasă, nu? Da. Bravo. Ce le transmiteți așa, ca vorba aia, oameni cu experiență? Să le meargă bine să în viață. Să se iubească, să se respecte. Da? Da. Bravo. Și la dumneavoastră? Să fie sănătoși și să se înțeleagă. Ce să zic? Ce să zic eu la asta? Ia! Cum te cheamă? Bună, Andreea este numele meu. Andreea? Andreea, da. Andreea, ce mănânci de ești așa frumoasă? Mai sincer, nu prea mănânc. Prieten ai? Am chiar soț. E măritată. Pare rău pentru tine, dar e măritată, e dată. El e? El e soțul? El e? El, el e? El este vinovatul. El e titularul de contract. Mai, mai, mai lasă fetele frumoase. Ce mă fac eu cu el? Pune camera numai pe fetele frumoase. Da, n-am ce să fac. Trebuie să mă ascult mai bine. Cum te cheamă? Adriana. Ești maritată? Nu încă. Ai o șansă. Cu cine ai venit? Soțul? Domnul de acolo. Soțul? Nu, viitorul. Viitorul soț? Da, da. Stai că vin la tine acum așa. Aici? Soțul. Soțul? Acum... Sunt fugite? Eu sunt fugit de acasă de mult, să știi. Cu soțul? Da. Cu soțul? Cu? Cu soțul. Cu soțul? Cu soțul. Fiecare cu soțul ei, nu cu acela soț, adică... Acum mai bine. Aia e, că... Bravo. Cum vă simțiți la nuntă? Foarte bine, am ieșit puțin aer. Așa, dar nu vi se pare că aerul cam, nu știu, așa sufocant, că e ora 4 sau 5, nu știu cât e după amiază, e cu soare. Intrăm și mai târziu puțin să dansăm, să încingem atmosfera. Ați mai fost la anunț ziua? Normal, aici se întâmplă aici, nu? Uh-huh. Ei, da, am ajuns să facem și nunț de zi. Asta chiar e premieră și pentru mine și probabil că și pentru emisiunea Se strigă darul. Este minunat aici în Ținutul Făgărașului, dar mai frumos ar fi fost dacă n-ar fi fost Mihai aici, nu știu cum să vă zic. Aș fi fost mult mai relaxată, viața mea ar fi fost mult mai frumoasă, m-aș fi bucurat mai mult de tot ce am în jur, dar... Unde e Mickey Mouse? Competiția între Mitoșeru și Grațiela, sper să o câștige Mitoșeru. Cât de mult aș iubi eu pe Grațiela, sigur va câștiga Mitoșeru. Pentru voi, doamnelor, pentru voi, domnișoarelor,
a venit în această seară Banto dos Santos! Bravo! Și-o pozitiva! Ce surpriză frumoasă! Deja spun de acum casă de piatră! Oh, marea mea iubire! Oh, eu mor după tine! Seara asta cântăm toată lumea împreună, da? Pentru mirii noastre! Pentru Octavian și Florentina. Aici e Flori, aici e Flori, te rog frumos, aici. Aplauze pentru mireasa noastră! Și vreau ieșa bună, ieșa pozitiva. Cea mai frumoasă iubire de lume avem noi. Eu mă topesc să rup buzele tale moi. L-am auzit. Oh, eu mor după tine. Oh, marea mea iubire. Oh, eu mor după tine. Este formidabil ca un om din Brazilia să reușească să cânte atât de bine melodii tradiționale românești cu așa energie bună, cu un ton autentic, dar și în aceeași măsură plin de culoare. Iubirea mea pentru tine atât de mare. Cât e de mare? Cât e? Eu te iubesc de la pamă și până la soare. Acum fac poftă inima, fac poftă inimii și rămâi ca cu mine. Este. Eu trec prin apa, prin foc, dacă sunt lângă tine. Oare treci? Da! Iubirea mea pentru tine atât de mare. Eu te iubesc de la pamă și până la soare. Marea mea iubire. Oh, eu mor după tine. Și bine jur iubire, te iubesc de mor. Pa, 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 pa. Tu pentru mine ești lumina ochilor. Asta toată lumea știe. Mai stai, mai stai, mai stai, mai stai. Dă-mi sarutul nopților de rai. Și toată lumea împreună. Pe tine jur iubire, te iubesc de mor. Tu pentru mine ești lumina ochilor. Lângă tine zile cu soare. Numai zile bune fără zile mare. M-aș muta în inimioara ta. Încuia-mă în colo și arunca pe ea. Și acum avea energia bună, toată lumea așa. Și energia bună, energia pozitivă. Surpriza voastră chiar a fost o surpriză, chiar m-a surprins și nu mă așteptam, mă gândeam, nu știu, la cu totul altceva, dar nu mă gândeam să văd așa surpriza, cum să nu se supere soțul, da? Ne-a plăcut, cred că la toate fetele. Mi-a dat o dragoste după sufletul meu. Și toată lumea? Mai stai, mai stai, mai stai, mai stai. Când sărut toților de rai. Acum vreau mai tare. Pe mine știi că mă iubește Dumnezeu. Hai, Magdalena! Eu dat-o dragoste după sufletul meu. Și toată lumea! Mai stai, mai stai, mai stai, mai stai, mai stai. Ia spune-mi, cum ce se pare surpriza? Îmi place? Acum să... Cine crezi că se bucură mai mult de surpriza asta? Fetele sau băieții? Fetele! Deci să fie cu cântec, zic, nu? Da! Ia uite, fii atent! Ha! 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 Ce părere aveți despre surpriza noastră? Foarte, foarte bună, foarte bună, o părere foarte bună! E bună, ați spus la din ea? Da, câteodată! Doar câteodată? Aude sus! Aude totul! Îți place ciocolata? Da, da, îmi place și ciocolata și frișca.
oameni cu energie pozitivă, exact așa ca și Band de Santos. Am cântat muzica ușoară, muzica românească, populară și manele. Ce părere aveți de ciocolata noastră? Foarte frumoasă! E ambalată bine? Da, are o voce foarte, foarte frumoasă! Lăsați, doamnă, vocea! Eu întreb de ambalaj dacă e bun! E bun, e bun! Ce notă e asta de la 1 la 10? 10! 10? Da! Da! Ia! Stai să punem și noi mâna! Să vedem, e adevărat? Ia! E ciocolată adevărată? Da. E adevărată, da. E adevărată, da. E adevărată, doamnă? Da, da. Băi, poftă așa un pic de ciocolată? Nu, că țin dietă, sunt la regim. A, da. Noi ținem dietă, nu ne interesează ciocolata. Îngrașă. Degeaba e dulce. Nu ne tentează. Foarte bună, da. Mulțumesc. Mamă, dragoste de tine tare. Pentru ochii tăi, fac tot ce că m-am îndrăgostit de tine. De mine? Și pentru ochii tăi și normal vine totul din iubire. Mereu iubire. Pentru ochii tăi, fac tot ce că m-am îndrăgostit de tine. Hai băieții, bravo! Și acum, hai! Sus toată mâinile sus pentru mirii noastre. Băieții, gălăgie mare pentru mirii mei, 1, 2, 3 și... Nu e bună ciocolata, nu? Pentru că îngrașă. Da. E mai bună aia măruie. 85% cacao. Un mesaj pentru mirii noștri din seara aceasta. Un mesaj pentru miri. Casa de piatră, multă, multă fericire și tot pintele din lume. Și fără ciocolată, la dietă. Un pic, un pic. Până acum mă distrez foarte tare. Grațiela și Mitoșelul fac mega show. Ne distrăm, cred că, și mai mult datorită lor. Sincer, până la momentul de față nu m-am așteptat, dar lumea se distrează mai mult decât m-aș fi așteptat. Dansează, se simt bine. Sunt cu Grațiela și Mitoșelul, care fac o atmosferă senzațională. Îmi place extraordinar de mult de ei. Hai, hai, ceva. Ce zic, pentru cine? Pentru cine? Cea mai frumoasă. Ai și fetele, da? Frumușelele. Pentru cea mai frumoasă mireasă, pentru nevasta Ioana și pentru mama miresei, bag în lada mea de zestre, bravo, sănătate, fericire, bravo! Pe mine mă cheamă Floare, cine mă sărută mare? Buzele sunt urși ca mierea, asta mi-e doar adevărat. Hai le 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 le, ce frumoase fetele. Hai le 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 le, hai Grațiela. Așa sunt mântuțele. Hai le 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 le, ce frumoase fetele. Hai din amba. Le 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 le, să se miște fetele. A venit Paco ăsta. Bine să fac asta, mă, tot timpul să fac. Mă simțeam și eu bine, a venit aici. Cred că vrea banca, l-a văzut pe om, că dă bani. Bine! E de sexy, e de sexy, cât a nebunii băieții. Miga, e original, se mișcă bine, fac, da, 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 da. Atât de sexy, atât de sexy, cât a nebunii băieții. E original, se mișcă bine, fac, ra, 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 ra. Hai, hai, Grațiela. Hai, 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 hai. Hai sexy mama. Ole! Mitoșelul și Grațiela sunt super plini de viață, au un mega vibe, sunt dornici de distracție și chiar sunt puși pe fapte mari împreună cu Octavian și cu Flori. Când am o zi grea, când am o zi dură și privirea ta, mințile în fură, îți pot rezista, ne-ai pus inima în curgătură. Și când s-am întâlnit privirea, a fost momentul și scrivirea. Atunci am înțeles iubirea și cum arată fericirea. Șoapte de șoapte, ne gândul la tine. Noapte de noapte, te vreau lângă mine. Și doapte de toate,
așa mai scump pe lume. Când am o sticlea, când am o sticlură și privirea ta, mințile o fură, îți pot rezista. Mi-ai pus inima în încurcătură. Când am o sticlea, când am o sticlură și privirea ta, mințile o fură, nu-ți pot rezista. Mi-ai pus inima în încurcătură. Se strigă dar un prieten. Bravo! Aici cu toată echipa de la Canal D. Hey! 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 Pentru cea mai tare echipă, Canal D. Bravo! Gălăcie, hey! Prieteni! Ajutați și voi la refrenul ăsta, da? Când am o zi grea, când am o zi dură și privirea ta, mințile îmi fură, îți vor rezista. Mi-ai pus inima în încurcătură. Când am o zi grea, când am o zi dură și privirea ta, mințile îmi fură, îți vor rezista. Mi-ai pus inima în încurcătură. În continuare, seara mă aștept să decurgă la fel cum a fost și până acum. Am înțeles că mai sunt și alți invitați speciali. Așteptăm să mai cântăm și noi măcar o dată. Pentru voi, acum, intră în scenă Carmen de la Sojo! Eu cred că ea e pregătită, tu nu ești pregătit. Posibil.
Mi-a zis că ar vrea să se căsătorească cu tine. Tu vrei să te căsătorești cu el? Da, da, da. Mi-a zis că vrea să se căsătorească cu tine. Ce zici de treaba asta? Și eu vreau să mă căsătoresc cu ea, dar deocamdată nu știm exact când. Dar o să fie. O declarație de dragoste pentru ea? O iubesc pentru ceea ce e în fiecare zi și sper să rămân așa. Ești cel mai tare dansator din această seară, declarat. Aaaa, pe cuvântul meu de onoare. Dar de unde ai învățat tu să dansezi așa? Unde m-am învățat? La nunți, la cumetrii, la... La câte nunți? La câte nunți ai fost până acum? Am la vreo 450-500. Wow. Unde se distrează cel mai tare lumea? În ce zonă? Partea Moldova. În Moldova? Da. Dansează mai tare. Se dansează păsit. Și se bea bine tare din tot. Mi se pare că ești minunată. Mulțumesc frumos asemenea și tot. Te-ai pus în roșu să nu te dea ochi? Să știi că da, chiar da. Unde e prietenul tău? Pe undeva pe ei se distrează. Păi și tu nu te distrezi? Ba da, normal, uite aici cu tine. Ești pregătită pentru momentul în care o să strigăm darul? Înțeles. Mă bazezi pe tine, da? Normal. Nu pleci? Nu. Suntem câștigătoare? Bineînțeles că suntem. Hai să tragem așa un kiwi. Să nu ne bată careva. Joga no manjura.
Petrecerea în sine e foarte frumoasă, au avut foarte mulți soliști, nu am apucat să-i văd pe toți, dar în per total a fost foarte ok. Petrecerea mi se pare foarte frumoasă, este totul ok, s-a băut, s-a mâncat, s-a distrat, totul a fost la superlativ. Ce a fost senzație, eu sunt fana ei, eu mi-am dorit-o la nuntă și mi-a plăcut maxim, deci perfect. Petrecerea mi s-a părut foarte bună, toată lumea s-a distrat, mâncarea a fost bună, muzica bună, invitații speciale au fost ok, toată lumea s-a simțit bine, echipa Canal D a făcut show. Și îl plăcă mulți eu.
mulțumim și noi echipei de la Canal D, de la Se strigă darul, toate mulțumirile, a fost superb, tot ce ați făcut pentru noi, vă mulțumim din suflet, ați fost minunați și ne-ați organizat nunta de vis. Sărămâna! Bună seara! Cum vă numiți? Lavinia. Câți ani aveți? 25! Singurică? Nu. Unde e fostul prieten ăsta? Cum îl cheamă? Alexandru. Treaba lui cum îl cheamă, ce mă interesează pe mine. Dar unde e? Cum să te lase singură? Așa o fată frumoasă? A plecat. Unde? Nu știu. De cât timp sunteți împreună? 9 ani. De când erai tu mică? Da. Câți ani are el? 28. Și ți-a dus ghiozdanul până acasă? Sau cum ați cunoscut? Da. Prietenul ăsta al tău, chiar crezi că se mai întoarce? Că eu aș rămâne. Păi, e deja soțul meu. Cum? E deja soțul meu, trebuie să se întoarce. Ai măritată? Da. Nu, că am doar cu unia civilă. A plecat cu inelul, o să-l vinde, mă. Da, cred. Mai face și el un ban cinstit. Nu-i frumos, să știi. Să știi că se poate divorța și la notar. Repede, pac, pac. Îți spun din proprie experiență. Da, da. Hai că mi-e milă. Ai venit împreună cu cineva? Nu, am venit singur. La un nunta prietenului meu cel mai bun. Să fie mai bun prietenul meu. Păi băiat, așa frumos ca tine, singur? Tot timpul ce mai frumos sunt singur. Cum arată fata visurilor tale? Aparent ca tine. Dacă asta ai vrut să auzi sau n-ai vrut să auzi asta? Nu, păi noi. Tu trebuie să-mi răspund nu ce vreau eu să aud. Nu. Ceea ce crezi cu adevărat. O semiglumă să o numim așa. Gen fata visurilor mele nu există în visurile mele. E ceva când se întâmplă cu noi. Se întâmplă. Nu există fata visurilor mele. Mergi la sală? Am făcut sport de performanță, canotaj. Canotaj? Da. Aaaa! Asta arată el așa de bine! S-a făcut sport! Mulțumesc, apreciez! M-a pupat! Nunta a fost super frumoasă. Cred că e cea mai frumoasă nuntă, ținând cont că mireasa a fost super frumoasă și că e fata mea. Eu strâng darul pentru mireasa mea. Știu. Iar Miki... Așa-l cheamă și pe cățelul meu. Oare de ce? Așa, Michi strânge pentru Mire. Uite, pentru că mie mireasa îmi place foarte mult ca și femeie și chiar este o fană înfocată de-a mea. Eu, adică, acum ar trebui, cum ar veni, să dau eu o cinste, exact. Nu? Exact. Sună frumos, așa cinste. Se zice la noi aici, cinste. Cu ce o cinstim pe mireasa noastră? Eu pot să cinstesc cu... jumătate din mașina mea. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă numerar cash. Da, numerar cash, dar cât? Știi, eu nu mă pricep așa la mașini, la valoarea lor. Undeva la 50.000 de euro pentru mireasă, că merită. Deci 50.000 de euro de la Carmen. De la Carmen! Așa? Punem virgulă sau nu? Nu mai punem virgulă. 50.000 de euro, da. Punct. Pentru mireasă. Să bată vântul și ploaia, tu pierzi tot ca în Himalaya. Vă pup că trebuie să mă duc să cânt. Mulțumim frumos, Carmen. Îți mulțumesc din suflet pentru toată susținerea ta. Multă baftă de acum înainte. Doamne ajută! Și să ne mai vedem la nunță. Mihăiță, nu știu dacă mă mai văd cu tine, la câtă bătăiță o să iei. Ai vino iar în gara noastră mică, yeah. Privește-mă să vezi toate lumea mâinile sus. Hai și voi. Alintă-mă și dă-mi cuciul vieții. Trebuie să te gândești la o melodie în replică pentru ei. Orice vrei, orice-ți vine. Acum răspunde voi. De vintu s-a celat, la umbra ta.
Așa sunt zilele mele, una bună, zece rele. Du-te, Doamne, cineva să mă scape de lumea rea. Oh, 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 lumea blestemată ești. Oh, oh, lumea, te rog, vă vorbești, va mâneca. Oh, lumea, ești. Oh, lumerea, te rog, mă vorbesc. Hey! Acum să vă mai, să mă auzim ea. Și cu buzunarul lor ajung acasă, mă tolă. Vreau să beau, că banii fac ușor. Vreau să beau, să beau, să beau, că de unde să dau. Banii n-au valoare când îi beau. Și cu buzunarul lor ajung acasă, mă tolă. Vreau să beau, că banii fac ușor. Vreau să beau, să beau, să beau, că n-am de unde să beau. Banii n-au valoare când îi beau. Hai, băieții! Ajutați-o, vă rog eu! Nu cred, nu cred. Alo, du-te la fetele tale. Ești invidios? Hai, hai. Suntem invidioși. Ia-mă mâna. Vai, Mihai, simți cum pierzi? Ce să simă? Cum pierzi? Nu prea te simt, îți zic sincer. Zi-mă ce-ai strâns! Nu ai nimic pe lătine. Eu am strâns multă fericire, multe zâmbete, aia, oameni de bază. Am Bravo. Strâns oameni frumoși de partea mea. Bravo! O am aici pe mama Miresei. Bravo! Să spună ea ce mi-a dat pentru fata ei. Yes, îl vedem. Păi trei moșteniri, trei case. Aplauze! Câteva mii de euro. Trei case, păi dar ei stau în toate trei în același timp. Păi nu, fii atent. O casă de vacanță la munte, da. O casă una de vacanță pentru el, la... Una pentru ea și să văd la anul și la mulți ani. Tu așa îi face, Mihai? Dii ce-i mai strâns. Păi stai un pic, că n-a terminat. Câteva mii de euro, o turmă de oi, una de capre. De capre? De lipsei. Eu zic așa, aplauze pentru mama Miresei! Bravo! Bravo! Hai, zi și tu. Nu, n-a asta fost, fost tot. Nu, 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 nu. Dar te aștept și pe tine așa. Zi. Unul odată, unul odată. Ia, etalează un pic. Zi-mă tu ce mi-ai dat, că uite, scrie aici, dar nici nu mai vreau să citesc eu, că eu sunt sincer. A, nu, hai să te întreb și zi tu dacă e adevărat. Mi-ai dat o remorcă de tractor, ascultă-mă, pentru împrăștiat gunoiul. De la oile lui Flori. Cum? De la oile lui Flori. Da, bă, da. În valoare de 15.000 de euro! În sfârșit, arătați și voi mai bine cu spatele. Care din ele e Graziela? Hai, Mihai, ai terminat? Nu, că la mine durează mult. Și degeaba. Avem o remorcă pentru lemne. 5.000 de euro, bravo! Și tot de la băiatul ăsta, uite așa cheș, încă 2.000 de euro, aplauze pentru Petru! Să știi, Mihai, că am primit și eu trei porci, am zis să țină de urât. Da, ia-i pe toți, că n-ai cu cine să dormi la noapte. Păi nu-mi place să dorm singură și așa mi-e de ajuns că văd unul toată ziua. Mi-e de ajuns că văd unul toată ziua, mai vrei să și dor cu el, las, hai, mai bine stau singură. Hai, zi tu că după aia zic eu, unul odată, unul odată, hai. Am mai primit un tractor de 45.000 de euro! Ce vrășeală! Fii atent, pentru prima dată mi s-a dat plicul cu bani. Da. Pentru mireasă. Băi, ești în valoare de... Mamă, fii atent!
și 30 de oi. Aplauze! Stop, stop, stop! Nu te credem, zi-mă! Ce rasă? Da. Nu da, ce rasă, lasă birmaneză, vrăjeală. Birmaneză, birmaneză. De mănânc afară și fac în casă. Zi mă ce rasă sunt, că-i vrăjeală cu oile. Stai un pic, doamnă. Doamna cu oile. Ia. Țurcane. Doamna... Țurcane, Mihai. Am mai strâns așa 10 găini. Bravo. Și... un cocoș. 2 hectare de pământ. Wow. Doamnă, ia veniți aici. Veniți aici, doamnă, cu încredere. Nu mai țipați, vă rog frumos. Auzi. Mă doare capul. Găinile noastre sunt... nebune. Negre și moțate. Urlați. Cum sunt negre, doamnă? Au stat la negre, solar. Negre, moțate și încălțate. Dar de la bunicul sărbătoritei am luat o ie și ascultă-mă. Bă, o ie frumoasă pentru ea, bă. Noi suntem băieți mișto. Mai am de la tatăl sărbătoritei 500 de euro. Bravo, aplauze! Mai am de la... am fost la o petrecere și am avut acolo și mama sărbătoritei, care mi-a dat un tricou personalizat. Nu știu pe unde e. Tot mirese îl dăm că suntem noi darnici. Bravo, aplauze pentru... pentru sestrea noastră și pentru mireasă, că tot noi am strâns și pentru tine, că n-avem de ce să ne bucurăm, că ne-a strâns din migrație la... Mihai! Bravo. Mihai! Ai terminat? Încă nu, mai am. Hai, te ascult! Păi nu, zi tu, după aia zic eu. Bine, Mihai! Toată lumea atentă? Da! Facem un pic vibe-ul să fie bun. Toată lumea! Asta hai, putem și noi! Hai, toată lumea! N-are rost să... De la Carmen! Ce ți-a dat? 50.000 de euro! Hai, lasă! Dă mă să-i văd! N-ai cum să-i vezi că sunt pe card! N-ai cum să-i văd că nu există! Sunt pe card, Mihai! Da, sunt pe drum! Mihai, cu toți bărbații din echipa ta, în seara asta te-ai făcut de râs! Aplauze, câștigăm mireasa! A fost bine, mai puțin finalul, că trebuia să câștig eu. Dar de ce să nu câștig eu? Pentru că se știa clar că trebuia să câștig. A, nu, eu trebuia să câștig. Sunt o doamnă și doamnele întotdeauna trebuie să câștige. Hai, nu fi supărat, că amândoi am câștigat. Da. Amândoi suntem câștigători. Mai mult eu. Mai mult eu, hai. Amândoi. Mai mult eu.